În campionatul de fotbal pentru amatori, Liga Prieteniei Giurgiu, au fost disputate joi primele partide din etapa 4-a, terenul sintetic la balon găzduind în fiecare luni și joi câte 3 partide. Ultimele întâlniri au pus față în față pe Viitorul Vedea cu Forestby cu scor final 4-5. Zel Giurgiu, ACS Victoria 4-15 și PTF Giurgiu Amicii 10-7. Iar în această seară, începând cu orele 19, sunt programate întâlnirile Energia Remuș versus Necunoscuții, Juniorii cu ARG și Salvatorii versus Emo Galaxy. Organizatorii au întocmit și un clasament al competiției din care se desprind echipele ACS Victoria, Salvatorii, PTF Giurgiu și Forestby, dar și un clasament al celor mai buni marcatori. Organizatorii competiției anunță pe cei interesați că meciurile din Liga Prieteniei pot fi urmărite și live, accesând link-ul ce va fi postat pe pagina de Facebook Liga Prieteniei Giurgiu, înainte de începerea partidelor. Ulterior, înregistrarea meciurilor disputate, precum și interviurile, vor fi încărcate pe canalul de YouTube, iar link-ul va fi de asemenea postat pe pagina de Facebook a Ligii Prieteniei.